oamenii din diaspora creează imaginea României în lume. Este în direct prin telefon din Statele Unite profesor dr. Ioan Opriș, cercetător în neuroștiințe. Bună seara, bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un obișnuit al emisiunii, vă știu telespectatorii. Bună seara și mulțumesc că m-ați invitat. Și eu vă mulțumesc, mă bucur mult că vă reaud aici la Un Doctor pentru dumneavoastră. Știu că lucrați la o carte împreună cu mai mulți autori, o carte care va ieși în acest an. Despre ce este vorba? Deci titlul cărții este Modern Approaches to Brain Augmentation, în românește, deci abordări moderne ale augmentației funcției creierului sau ale îmbunătățirii funcțiilor creierului. Cartea va apărea în editura Springer spre sfârșitul anului și suntem trei coeditori. Subsemnatul, dr. Mihai Lebedev și profesor Manuel Casanova. Păi editura Springer are deja o tradiție extraordinară în toată lumea, domnule profesor. Da, deci aici este editura unde deja am mai publicat două cărți, asta este a treia și urmează să mai public și cursul care îl țin la Universitatea din Miami, care se intitulează Fundamentele electromagnetismului pentru creier. Voiam să vă întreb foarte pe scurt de drumul dumneavoastră către America din România. Să ne spuneți cu ce v-ați luptat, practic cum ați învins toate obstacolele. Nu e deloc ușoară viața asta, dar întotdeauna trebuie să vezi lucrurile bune și să scoți bucuria, eu știu, să ne bucurăm indiferent cât de greu este totul. Deci un gând care l-am avut este acela că nimic nu este permanent, totul este trecător. Deci o greutate, oricât de mare ar fi, este trecătoare. Pe de altă parte, noi românii avem o istorie profundă, deci care vine din milenii, 5, 6, 7 milenii înainte de Hristos, și avem și o cultură și o civilizație. Să nu uităm că inclusiv marele Alexandru Macedon are rădăcini printre tracii care sunt strămoșii noștri, deci avem cu ce să ne mândrim și de asemenea avem un suport solid în istorie. Pe de altă parte, nu-i mai puțin adevărat că, deci, în momentul în care mergi într-o țară străină, deci lucrurile sunt noi, lucrurile sunt dificile, nu ai susținerea celor apropiați, dar trebuie să știm care este țelul nostru și așa, dacă ne urmăm țelul foarte focusat și meticulos, vom reuși să ne să realizăm ceea ce ne-am propus. Un mesaj pentru românii de pretutindeni, cât vă este dor de România? Mărturisesc că noi o să dau din casă oarecum la TVR Internațional. Vom avea o campanie despre IE, pentru că se apropie ziua internațională a IE-i și am filmat la Muzeul de Artă, mai multe veți vedea în edițiile următoare. Așadar, noi promovăm IA, promovăm tot ce-i românesc și ce-i tradițional. Cât vă e dor de România și un mesaj pentru românii de pretutindeni? Deci acest dor este foarte, foarte mare, pentru că, deci, eu vin din Maramureș, din Maramureșul istoric, unde noi avem tradiții foarte, foarte profunde. Muzica, folclorul, portul românesc, transilvanean, maramureșan, deci sunt recunoscute. Pe de altă parte, IA românească este extraordinară. Noi de fiecare dată când venim din România, aducem cadou la familiile de prieteni câte o IE pentru Doamne și sunt extraordinar de încântate. Deci este o alegere extraordinar de frumoasă și de potrivită. Un mesaj vă roagă toți românii de pretutindeni? Deci mesajul este acela care vine din istorie, deci să rezistăm și să fim uniți. Numai așa vom reuși să depășim problemele. Iar reușind să fim uniți, vom realiza ceea ce ne dorim. Adică acea harmonie, acea viață de calitate superioară.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost în direct prin telefon din Statele Unite profesor universitar dr. Ioan Opriș, cercetător în neuroștiințe, care desigur când vine în România o să fie la noi în platou.